Bună, fetelor! Bine ați revenit! Dacă nu mă știți, eu sunt Andra, iar pentru astăzi v-am pregătit un nou clipuleț și anume ce se află în geanta mea. Câteva dintre voi mi-ați cerut acest clipuleț și am zis că ar fi o idee interesantă, așa că vi l-am pregătit pentru astăzi. Nu am o poșetă, este o geantă din aceasta stil poștaș, crossbody purse. E foarte drăguță, mie îmi place mult de tot, este un albastru așa închis, care merge cu orice. Eu o consider destul de mare, este cea mai mare pe care am avut-o până acum. Înainte foloseam acele poșetuțe micuțe, gentuțele acelea mici, tot așa gen poștaș, care o pui pe un număr și stă pe partea elaltă. Și am trecut la una mai mare pentru că am început să-mi folosesc portofelul și adunam tot felul de chestii care nu încăpeau în acea geantă și am zis că e cazul să îmi iau o geantă mai mare. Și am luat-o pe aceasta. Eu zic că este super ok. Am aproape 18 ani și nu mă văd purtând o poșetă momentan, sau cel puțin nu una din aceea foarte mare, dar aceasta își face treaba, este foarte faină. Nu-mi place să fiu genul acela de persoană care are jumătate de casă cu ea. Așa că asta, în asta încap o grămadă de chestii. Tot ce am nevoie este aici. O iau mai mult atunci când merg, de exemplu, la mall sau să mă întâlnesc cu cineva sau când ies pe afară. Dacă ies doar așa 10 minute sau, nu știu, să mă să iau pâine sau chestii din astea, nu o iau. Dar când ies undeva afară și stau mai mult timp și o să am nevoie de anumite chestii, o iau pe aceasta. Așa că, fără să vorbim prea mult, să începem. Vreau să vă arăt tot ce am înăuntru. Se deschide, are două chestii din astea în față și arată așa. Ai un compartiment în față care nu are fermoar și aici îmi țin portofelul. Îl am pe acesta crem. L-am luat deodată cu geanta, intră perfect în buzunarul din față. În primul fermoar îmi țin bănuți și niște bilețele cu chestii pe care trebuie să le fac. Iar în mijloc are un fermoar și țin mărunțișul. Acum nu am nimic decât 50 de bani. Și de asemenea îmi țin aici și buletinul. Apoi în celălalt fermoar îmi țin diferite carduri, tot felul de chestii de la cinema, de la springtime. Și cam atât în buzunarul din față. Îmi place să țin doar portofelul ca să pot să umblu repede la el și în grabă să nu cumva să scap alte chestii pe jos. În buzunarul acesta mare, care se închide cu fermoar, deci nu știu cum să țin. După cum vedeți, se închide cu fermoar, foarte mișto. Am o grămadă de chestii pe care o să vi le arăt pe rând. Aici, în partea din față, are două buzunare și într-o parte, ceea ce îmi place enorm, pentru că eu sunt genul de persoană care vrea să aibă totul super organizat și vreau să găsesc totul atunci când vreau și nu prea îmi plac genul acela de genți care sunt stil sac, adică e super mare, n-are niciun buzunar, nu pot să organizez nimic, nu-mi plac. Vreau să aibă cât mai multe buzunare și aceasta chiar are. Și cum am zis, în partea din față are două buzunărașe în care îmi țin de obicei telefonul, dar câteodată îl mai pun și în geantă aici pentru că nefiind super, super mare, îl găsesc ușor. În primul buzunar am un ruj. Acesta este de la Max Factor, Flipstick Color Effect, în nuanța Melody Brown. Îmi place mult de tot acest ruj deoarece are două culori și se potrivește mai cu orice. În partea aceasta este un maro, iar în partea aceasta este un roșu spre portocaliu, dar bine, nu este foarte strident. Și ambele au un finish așa mai metalizat. Foarte, foarte, foarte drăguț și acesta este mai mereu în poșetă, dar de fiecare dată când ies afară și sunt machiată, de obicei iau culoarea pe care o am pe buze în acel moment ca să o pot reaplica pe parcursul zilei, dar acesta stă mai mereu în poșetă pentru că merge cu orice. Apoi, ce am aici? Am un inel. Este un inel auriu, ia să-l pun. Am și uitat de el. Nu știu cum a ajuns aici. Apoi, în celălalt buzunar, am un parfumel. Acesta este de la Avon Far Away. E stilul acela roll-on, cu care te dai de obicei pe gât sau pe încheietura mâinii. Îmi place foarte, foarte mult. Este pe terminate, deci trebuie să-l arunc.
și tot acolo mai am un moț de păr, un elastic negru, mereu am un elastic în geantă, și apoi două mostre de parfum. Primul este Dior, Miss Dior, super, super, îmi place mult de tot, și apoi La Vie Belle, Lancôme, cel mai fine parfum ever, super, îmi place la nebunie. Cam atât am buzunărașele astea. Pe partea cealaltă însă are un buzunar mult mai mare cu fermoar, în care țin alte parfumuri. Am 3, nu mai știu de unde le am pe acestea, le-am primit cadou, habar nu mai am de unde. Sunt așa 3 mostre care au un număr aici jos. Cam atâta este în buzunarul acesta din spate. Apoi am compartimentul acesta mare în care stau toate lucrurile. O să scot pe rând, într-o ordine aleatorie, nimic plănuit, doar cum sunt aici. Primul lucru, o vafă, pentru că trebuie să am mâncare la mine de fiecare dată. Cine știe unde o să rămân blocată în trafic sau undeva, nu știu, trebuie să am mâncare la mine. Și de asemenea am un baton de Bellona, acesta este de la Lidl, este genul acela, cum se numesc batonele astea? Nu știu, sunt batonele acelea cu ciocolată, sigur știți de ce vorbesc. Apoi am un gel dezinfectant pentru mâini, acesta este foarte, foarte vechi, l-am de un an, 2, 3, poate chiar mai mult, l-am de foarte mult timp, dar este super puternic, adică are un miros foarte, foarte strong, îl simți de la o poștă și jumătate. Nu miroase a ceva interesant, miroase a dezinfectant, e foarte puternic, dar îmi place să-l am la mine când mănânc sau când mă simt lipicioasă pe mâini sau foarte murdară sau ceva, trebuie să am un dezinfectant. Am un pachet de gumă, Juicy Fruit, preferata mea, o ador, acesta o am din state. Apoi am o cutiuță în care îmi țin pastile, am pastile de cap, Nurofen, Pasconal, nu știu, chestii de cap, am câteva pastiluțe în caz că ai mâncat ceva și te-a picat greu, te doare burta, chestii de astea. Vreau să vă arăt carcasa, mi-am cumpărat o carcasă nouă și aceasta îmi place super, super mult. Este transparentă și are acest model floral cu albastru, foarte, foarte drăguț, sper că se vede, îmi place la nebunie. Mereu trebuie să am niște căști la mine pentru că, nu știu, poți să stai în trafic foarte mult timp și te plictisești, așa că mai bine ai căști. Nu suport persoanele care dau muzică tare, de parcă m-ar interesa pe mine ce asculti tu. Trebuie să am mereu căști, nu vreau să deranjez pe nimeni, așa că căștile sunt un must. O am la mine pentru că are o culoare foarte drăguță de highlight pe care o aplic sub sprânceană. Acesta este pentru toată ploapa și acesta pentru colțul extern. Este un trio foarte, foarte de bază, super ușor de aplicat, îl aplic cu degetul. Nu știu, în caz că am plecat de acasă și nu am apucat să mă machiez la ochi sau dacă vreau să-mi aplic ceva la ochi și mă întâlnesc cu cineva important sau chestii din astea. Și acesta este și foarte, foarte mică. Aveam și pensula aceea, brățelul acela micuț, aplicator, dar nu știu pe unde s-a dus, trebuie să-l caut. Apoi am un pix, știți ce se face cu un pix. Apoi am un strugurel, acesta este balsamul de la EOS, care îmi place foarte, foarte mult, doar că forma nu mă ajută deloc. Atunci când vreau să merg undeva și nu-mi iau geanta, chestia asta nu încape în buzunar și dacă mă știți, eu nu plec niciodată din casă fără un balsam de buze pentru că buzele mele se usucă instantaneu, mai ales în anotimpul rece și trebuie în permanență un strugurel la mine. Pe acesta nu pot să-l folosesc decât atunci când am o geantă cu mine pentru că este foarte mare și nu mi-ar încăpea în buzunar, ar arăta oribil. Așa că atunci când am geantă și nu sunt foarte limitată în ceea ce privește spațiul, îl iau pe acesta, de aceea îl țin mai mereu în geantă, deoarece îmi place foarte mult, dar nu îl pot folosi când nu am geanta. Iar apoi am niște bombonele mentolate, acestea sunt cu eucalipt, cred, da, eucalipt bonbons. Trebuie să am mereu niște dropsuri bombonele la mine de orice fel. Acestea sunt preferatele mele, sunt mentolate,
mai ales atunci când mă simt rău sau mă simt așa mai moleșită, iau o chestie din asta și sunt super. Îmi plac la nebunie, eu le iau de la Lidl. Și cam asta e pe aici. În buzunarul din spate am chestii de fete și cam atât, nimic altceva. Eu consider că încap destul în geantă, câteodată mai pun și o sticlă de apă când plec undeva și am nevoie de apă la mine, pentru că încap în această geantă. Eu zic că pare destul de mică, dar încap o grămadă de chestii așa goală, este foarte ușoară și îmi place mult, mult, mult de tot. Sunt genul de persoană care vrea să care în geantă o grămadă de chestii, dar să nu fie grea și să fie comod, adică acestea stil poștaș care vin de pe o parte pe alta sunt cele mai comode din punctul meu de vedere. Și cam asta a fost tot ce am avut în geantă, zic eu că destul de interesant. Nu știu, mie îmi place să urmăresc acest gen de clipulețe pentru că vreau să văd ce are lumea în geantă și ce porcării care lumea în geantă. Când am prea multe chestii mă simt așa foarte stresată, trebuie să fie tot în ordine, să găsesc orice am nevoie, să știu că am tot ce am nevoie la mine. Așa că îmi fac curat în geantă destul de des, de aceea n-ați găsit bonuri, halandala, mărunți sau tot felul de chestii, pentru că îmi place să fiu destul de ordonată și să curăț destul de des. Așa că da, cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să-mi lăsați un like și ne vedem data viitoare! Pa, pa!